Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Oh!
Pintarețul, Doamne, odihnește sufletul adormitului lor Dumnezeu, schimonatul Serafim, în locul luminat, în locul verdeanță, în locul de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală să și te cu cuvântul, cu lucru sau cu cuvântul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, ia Dumnezeu. Că nu este om să fie viu, să nu greșească, nu mai singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este ca și vreau cuvântul tău, adevărul. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluie! Și îl cugeta în sine zicând, ce voi face că n-am unde să adun roadele mele? Și a zis, acestea voi face, voi strica jitnițele mele și mai marele voi zidi și voi strânge acolo tot grâul și bunătățile mele. Sufletului adormitul robului Dumnezeu, schimonahul Serafim, cu tot neamul lui cel adormit și fălui veșnică pomenire veșnică. Care cu devotament s-a lepădat de cele lumești și a venit în această mănăstire, i-a slujit lui Dumnezeu și oamenilor. Iată, astăzi va pleca în fața Bunului Dumnezeu și în fața tuturor Sfinților
unde va avea odihna cea bine meritată, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să-L ierte cu tot ce a greșit în această viață vremelnică, să-L așeze acolo cu drepții, unde nu este durere nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Dumnezeu să-L odihnească, să-L așeze cu drepții în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută! Mulțumim, preacuvioasă, Părinte Stareț. Se vede lucru că Părintele Serafim a iubit foarte mult pe preoți în general, a cinstit harul preoților și de fiecare dată când intra un preot în magazinul bisericesc, unde își făcea ascultarea cu multă râvnă, avea un cuvânt și se lumina la chip, rostind acest cuvânt: să rămână părințele, să rămână părințele, binecuvântase-mă pe mine păcătosul. Și atâta bucurie avea când primea o binecuvântare de la un preot. De fiecare dată îl vedeam cu ochii mei, mai cu seamă când intra preasfințitul, câte bucurie are în sufletul Sfinției sale, că ia blagoslovenie atât de la preot, dar mai cu seamă de la preasfințitul, care îl cerceta, aș putea spune, deseori. Având un cuvânt preasfințit, ce mai faci, Părinte Serafim? Mulțumim lui Dumnezeu preasfinția voastră. Iată că a rămas puțin timp și Părintele Serafim se va duce acolo unde, să spunem, că și-a făcut pe pământ ascultarea cu râvnă, cu evlavie, cu trăire, cu multă smerenie, slujind lui Dumnezeu și, cum spunea bine Părintele Stareț, dar și pelerinilor închinători care venea spre Maica Domnului, icoana făcătoare de minuni. A fost un mare iubitor de sfinți, cum am mai spus-o, și avea un cult deosebit față de preacurata Maica lui Dumnezeu. Când rostea cuvântul Maicii Domnului, mai tot timpul era în lacrimi. Tot timpul în lacrimi, povățindu-i pe cei în grea suferință și încercări, care, urcând dealul mănăstirii adâmbul deseori, spre Maica Domnului, primul cuvânt care îl avea: nu trebuie desnădejde, rugăciune, evlavie, trăire, și mergeți la Măicuța Domnului și spuneți-vă durerea. Și apoi întorceți-vă la mine și să vă mai dau câteva sfaturi. Cum să vă rugați Maicii Domnului ca să primiți? Dacă o să vă rugați cu credință și să nădăjduiți că ceea ce veți cere veți primi, atunci Măicuța Domnului o să vă primească rugăciunea. Și toate încercările din viața voastră și suferința și durerea o să vă ia Măicuța Domnului. Luați icoana Maicii Domnului și rugați-vă în fața Maicii Domnului, rostindu-i acatistul icoane făcătoare de minuni și spunând această scurtă rugăciune: Iisuse scump, ajută-mă, Măicuță scumpă, ajută-mă. Și nu puțini au fost frații mei și surorilor, cei care au revenit după un timp să-i mulțumească atât Maicii Domnului, cât și Părintelui Blândului Părinte Serafim. Așa îl făceau credincioșii și părinții slujitori care îl cercetau, părințelul Serafim. Fiindcă el așa spunea la preoți: părinții mei. Și vă spuneam și v-am spus deseori, când pleca de la ascultarea care într-adevăr cu multă râvnă și-a făcut ascultarea la vârsta Sfinției sale, să faci ascultare la 90 până la 92 de ani, nu este ușor, dar credința și s-a dărit cu totul lui Hristos și a dat viața în mâna lui Hristos și atât de frumos a avut un început unde a luat chipul monahicesc, îngeresc, dar prin ascultarea, râvna și smerenia pe care a avut-o și trăirea pe care a avut-o, Maica Domnului mai tot timpul i-a răspuns la rugăciune. Fiindcă noi, în simplitatea Sfinției sale, nu doctoranți, nu
facultate teologică, n-avea nimic doar. A fost un simplu părinte, un simplu schimonah, dar cu o trăire desăvârșită. Și nu degeaba urcau dealul mănăstirii, foarte mulți venind din toate colțurile țării noastre. Din toate colțurile, aș putea spune, chiar este, aș putea da o pildă, mă reamintesc, în fiecare an, personal venea la Părintele Serafim un preot din America. Venea să-i mulțumească că din învățăturile pe care le-a primit de la Părintele Serafim și ascultarea pe care a făcut-o, s-a tămăduit de o boală cruntă grea. Și s-a însănătoșit și venea să-i mulțumească cum l-a sfătuit și cum s-a rugat și cum l-a povățuit. An de an venea acest preot din America și numai din America. Îmi readuc aminte, în Oradea, o biserică care nu era, era creștin ortodox, în trecut erau a creștinilor catolici. Și voiau să ia biserica preotului ortodox și nu aveau în slujească. Slujeau în fața ușii bisericii. Și a venit credincioșii plângând, auzind de Părintele Serafin și de Maica Domnului la adâmb, ajutați-ne, Părinte, cum să ne rugăm, cum să facem? Apoi vă dau eu un sfat, dacă ar asculta părințelul dumneavoastră, să vedeți cum vine buhoi de lume în biserică și cum o să vă rădea înapoi biserica creștinilor ortodoxi. I-a învățat cum să se roace, spuneți la Părintele Eparou să primească această icoană, copia icoanei făcătoare din mâini din partea mea, să o pună spre închinarea credincioșilor și să-i rostească 40 de zile acatistul personalizat a icoanei făcătoare de minuni. A făcut Părintele Slujitor ascultarea Părintele Serafim și după un timp a venit un grup din Oradea să-i mulțumească că a mijlocit pentru ei la Maicuța Domnului și le-a redat biserica înapoi. Și puține sunt, să nu vă rețin, ceea ce a putut să facă acest schimonah, acest om al lui Dumnezeu, această slugă al lui Dumnezeu, care își avea rostul Sfinției sale. El nu știa decât de ascultare, chilie și rugăciune. Prietenii avea pe toată lumea. Pe toată lumea o saluta. Bineînțeles că un salut creștinesc, Doamne ajută, Doamne ajută. Și din când în când l-am văzut și l-am observat cum binecuvânta capul de credincioși, știind că el nu este preot și nu are blagoslovenie, făcând cruce pe capetele fiecăruia. Și acest cum, măicuța scumpă să vă ajute. Scumpul Iisus să vă ajute. Tot timpul avea acest dar, harismă, normal că de la Maica Domnului a primit-o în timp, fiindcă el nu numai e în viața monahală, știm bine că a venit la, care știți, la 75 de ani în mănăstire. Când a intrat în Oradea mănăstirii și l-am auzit că vrea să înceapă viața de monah, m-am gândit, gândul meu mi s-a dus, oare ce să fac cu omul ăsta la vârsta asta în mănăstire? Păi zic că e bătrân deja, doar dacă îl dăm la chilie din milă și să-l lăsăm să roage acolo și atât. Dumnezeu e mare, dar nici gând că dacă într-o zi spuneam să ducă mai repede la ascultare, la magazin, plângea. Eu pot să stau până de seară, vă rog frumos, când îmi sunt dragi credincioși și după simplitatea mea să le dau un cuvânt cât tare mare nevoie, Părinte Stareț sau acești oameni, fiindcă trebuie să îi îndrumăm, să nu se ducă înapoi neajuturați și supărați. Și simt nevoia să îi pomenesc. La un moment dat, l-am certat de vădă, Părinte Serafim, nu ai blagoslovenie să îi pomenicile, fiindcă trebuie preotul slujitor să scoată părticele și să le pomenească. Dar vă rog frumos, dați-mi blagoslovenie, că simt eu nevoia să mă rog pentru ei. Îi dau lui Părintele Arsenie, o să scoată părticele să mi le aduc înapoi. Și îmi readuc aminte când a căzut el, n-a căzut la zăcare grea, putem ști că 5 luni, să spunem, a stat în chiliuță, n-a mai ieșit afară și plângea și îmi spunea, sunt foarte mâhnit, Părinte Stareț. De ce, Părinte Serafim? Fiindcă nu mai văd cu ochii să mă rog în Maicii Domnului. Fiindcă nu pot să-mi fac cele 26 de acatiste. Spunea în plen așa.
Eu nu pot să fac cele 2000 de cruci care le făceam în chinăciun zilnic. Cum am să mă duc eu în fața lui Dumnezeu? Fără să fac ce am făcut până astăzi. Râvna lui era deosebită. Deosebită. Când am văzut că nu se poate ridica pe picioare, ajutat de fii și de părinți, și a tras o măsuță lângă patul lui și pe șezut, cu capul pe icoane acolo, avea iconițele care, sfinții care îndrăgea cu adevărat lângă el, schima pusă în stânga și se ruga și pentru credincioșii care l-au rugat să se roage și, normal că, pentru oștia mănăstirii. Deci, nu am cuvinte și nu vreau să supăr oștia mănăstirii care mi sunt dragi, această oștie de stoinică. Sunt plecat în mănăstire de tânăr, înainte de armată și după armată. Dar eu n-am întâlnit om rânitor și început de viață monahală ca acestui părinte schimonah, cum spunea preasfințitul. Acest om este un martir. Când îl vedea în magazin, aproape, să spunem că anul trecut și până nu de mult, 5 luni, 4 luni în urmă, și închipuiți-vă un călugăr la 92 de ani să facă ascultare în magazinul bisericesc, să fie lucid și să mai dea și sfaturi și să stea și în picioare și nu să crede ce vă spun, mânca de 3 ori, 4 ori pe săptămână. Nici nu vrea să audă de mâncare. Vedeți rugăciunea, credința, trăirea în Dumnezeu, evlavia față de Maica Domnului și de Sfinți. Și ca să închei, că am spus și astăzi, când am făcut o dezlegare, m-am întâmplat să fiu un magazin nou dată de multe ori, face așa. Zic, părințele, ce schimb eu? Gata. Până vine părintele Iorest, Sfinția te aduce și te odihnești, te mănâncă. Dar nu, dar cum să stați Sfinția voastră? Dar te rog eu, părințele. Ei bine, dacă spuneți de ascultare, și văd că se întoarce așa ea, și-o luat de la prima icoană. Și face așa, scumpii mei sfinți, plec la chiliuță, iertați-mă. Comoara care o avea Părintele Serafim și toate darurile lui Hristos erau bogăția icoanele. În chilii la Părintele Serafim n-aveai unde să stai pe un scaun. Ți se teamă că nu știai unde să te pui, fiindcă chiliuța e conjurată numai de icoane. Numai de icoane roată. Mare evlavie avea la Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, care o ținea acolo ca ochii din cap, uitându-se să le ia, și la o icoană a Maicii Domnului, când a fost incendiu în mănăstire, striga și se ruga la părinți, salvați-mi icoana mea scumpă, pe Maicuța Domnului, Părintele Dumitru era martor. Icoana care avea el evlavie o ținea așa, cu lacrimi pe rama, așa, și vine la mine, vă cer ceva cu mâinile împreunate, dacă vreți să mă ascultați, să-mi dați un dar. Ce dar să-ți dau, părinte? Dați-mi icoana Maicii Domnului care a fost salvată de acolo din incendiu, că tare mult țin la această icoană, vă rog în sufletul meu. Da, părinte, poftim, luați icoana. Cu atâta credință și lumină în chipul lui și bucurie și cu lacrimi că am dat acest dar pe Maicuța Domnului. N-am cuvinte și mă simt mai puțin vrenic să spun darul Harului Dumnezeu care a lucrat prin acest simplu schimonah. Vedeți că Dumnezeu nu caută la fața omului, la inima omului. Darul lui Hristos lucrează prin oamenii simpli. Prin oamenii simpli. Câtă lume s-a format duhovnicește și s-a folosit urcând dealul mănăstirii Hadâmbu și doar atât. Avem un tânăr de la Londra care are 3 copii și venea cu avionul până la Iași. Părinte, stai, nu-mi trebuie nici somn, nici mâncare, dați-mi binecuvântare să mă duc la chiliuța, părinte. Nu-ți dau binecuvântare, fiindcă la monah nu intră oricine. Vă rog din numele Lui Dumnezeu, dați-mi voie să-i văd doar chipul și mă duc înapoi la muncă. Venea de la Londra să-l vadă, să iei binecuvântare și blagoslovenie și-o pleca seara înapoi. Și cât a fost la chiliuță, m-am întâmplat, chiar s-au supărat foarte mulți, plângeau, părinte, vreau să-i văd doar chipul la 3 metri, 4 metri. Vă promit că nu merg în chiliuță, la ușă. Nu este voie, părintele este în suferință
și mi-a spus să nu dau voie blagoslovenie la nimeni în chiluța lui. Nu vă pot spune din ce zone al țării era, din ce zone județe au venit sărace, ca să-l vadă, doar să-l vadă pe părintele Serafim pentru ultima dată. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească cu drepții și să-l ducă acolo să-i facă parte, după cum a meritat, voia Domnului este noua noastră. Eu nu pot să fiu proroc să spun că părintele Serafim, poate unii spunem, văzându-i viața, văzându-i trăirea, știe Hristos Dumnezeu ce îi va pregăti părintele Serafim. Pentru oștea noastră este o mare pierdere. Vă mărturisesc în fața Maicii Domnului. Când am văzut că a murit, am zis așa, Măicuța Domnului, să mi-aduci pe cineva în loc. Măcar un sfert din trăirea Părintele Serafim să o aibă. Să mi-aduci pe cineva în loc, fiindcă el tare avea o dorință ca din cei trei nepoți teologi, l-am găsit plângând și-o pus mâna pe icoana Sfinților Arhangheli, să mâhnit până la mormânt, că nu văd de un nepot de-a meu că se va duce spre viața monahală. Am scris, Părintele Serafim, știe Maica Domnului, deci mă voi ruga până voi muri ca să mă urmeze cineva. Acum eu nu m-am putut ruga așa. N-am îndrăznit să spun cuvântul ăsta, că am să încapă și dușman dacă spun față de nepoți, dar m-a rugat Maicii Domnului, indiferent de vârsta pe care o avea, eu nu știu dacă va veni vreunul la 75 de ani, rog pe Maica Domnului să nu fie 75 de ani, fiindcă nu cred că cineva îi va putea lua locul lui părintele Serafim. Cu tot respectul, aș dori ca unul din monahii mei să ajungă la râvna părintelui Serafim. Și eu de călosul.